Buonasera. Come sentite bene? Bene. Mă bucur că suntem împreună din nou pentru ca să ne ocupăm de sănătatea noastră și nu uitați că a te ocupa de sănătate implică și ce? Muzică, bucurie. Meloterapia, da? Să cântăm. Bucurați-vă prima dată. Ia să vedem dacă am o surpriză extraordinară. Am rugat la Centrul de Sănătate Podești să vină măcar 2-3 ca să ne ajute la bucurați-vă. Și se vede că... Au răspuns mai mult decât 3. Îi iubiți pe oamenii ăștia. Și ați venit într-un număr semnificativ, așa că vom putea să învățăm cu toată inima melodia aceasta. Poftiți! Mă întreb,
dacă voi vreți să cântați ceva acum sau după Revoluție. Acum? Ca să vedeți că s-au bucurat să vină, îi doresc să vă arăt și o surpriză. Vreau să fac o mențiune, așa cum vedeți, lipsesc o parte din cei care compun corul nostru de la Podiș. Și lipsește în special cine? Lipsește Raisa, lipsește Emanuela, cea mică. Găzi și Andrei și Gabi, bineînțeles. Și ce? Este un kinetoterapeut dăruit, cu mult har. După aceea este Benny, împreună cu mama și cu tata, Liliana și Paul. Ei sunt asistenții medicali. Benny este minunea lui Dumnezeu vie. Mă ascultă Podișul. Nu, este o minune prin faptul că trăiește. Nu am timp să vă povestesc minunea pe care a făcut-o Dumnezeu pentru el. Petrică este un om care are un dar special. El, dacă avem nevoie este să mai adauge o cameră sau două sau trei, imediat rezolvă lucrul acesta și o face într-o manieră rar întâlnită. Urmează, am să vă rog să vă ridicați doi acum. El este Andrei și Alinuța. Alinuța este asistenta șefă, iar Andrei este cel mai înalt terapeut. Și a și reușit performanța să se căsătorească cu asistenta șefă.
Urmează o persoană care se va dedica împreună cu Paula, adică este vorba de Aristide. Aristide este terapeut, iar Paula este bucătărea sa șefă. Da? Haideți să mai vedem două persoane care se vor ridica din nou împreună. Este vorba de Mihaela și Paul, familia Dobrescu. Sunt asistenți medicali și de asemenea lucrează cu multă dăruire la Centrul de Sănătate Poliș. Rahela a străbătut țara tocmai de la Arad ca să vină să fie împreună cu noi. Este asistentă medicală. Ce să mai spun de Ioana, care este o ajutoare de mare nădejde pentru Paula, lucrează la bucătărie. După aceea avem o persoană, știți ce se spune, că esențele concentrate se țin în... Ea este Alexandra și ne bucurăm mult să o avem la mijlocul nostru. Lucrează când la grădiniță, de la Podiș trebuie să avem și grădiniță, asta e situația, sau la recepție, așa cum a făcut-o în ultimul timp. Apreciez foarte mult că Anca, care este asistentă medicală, a lăsat familia, care este formată din Radu, un soț extraordinar, și doi copii speciali, două fetițe, ne bucurăm că este. Și mai avem pe cineva cu noi. Să ne spună el cine este. Eu sunt Marco Mustachia, vengo dalla Sicilia. Sunt Marco Mustachia și vin din Sicilia. Este reprezentantul grupului italian din sejurul acesta. Am zis că n-ar trebui să-l primim, pentru că el a venit să ne spioneze. Foarte bine, ce vreau. Vreau să fac un centru de sănătate în Sicilia și, dincolo de glumă, vreau să spun că le oferim tot concursul de care suntem în stare și ne rugăm ca Dumnezeu să-i ajute, pentru că ne este milă de grupurile de italieni care se urcă în avion și vin până la Bacău, pe când ar putea să găsească sănătatea mai aproape de ei. Mai este cineva de la Podiș și a venit la... Mai este? Ah, sigur. Un alt oaspete care vine de unde? Republica Moldova. Republica Moldova a venit la noi ca să învețe mai mult despre sănătate și îi dorim ca sănătatea să sporească. Acum deja împreună unii cu alții ne-ar face plăcere. Noi așa obișnuim la Podiș. După ce se recomandă ei sau oaspeții, se recomandă și ceilalți. Dar dacă am face lucrul acesta în seara asta, mă tem că n-am mai terminat. Însă vă prețuim, chiar dacă nu vă cunoaștem pe fiecare, sau nu vă cunoaștem decât puțin, și cred că putem să formăm împreună o familie care să cântăm Revoluția, da? Thank you.
cer scuze pentru că cineva de la Poliș așa că vă rog să vă prezentați, chiar dacă ați plecat de câteva luni de acolo. Sunt trei persoane. Patru, poftiți? Nu, când au plecat erau trei. Pe lume. Carina, soțul și Gianica. Spune tare, Carina, cum te cheamă? Carina Georgiana. Să crești mare. Și câți ani ai? Trei și mare. Mulți înainte. Ela e asistentă medicală și a lucrat cu multă dăruire la noi și apreciem faptul că George a acceptat ca să se întâlnească mai rar. Tocmai pentru ca soția lui să ne poată fi de folos la Poliș. În seara aceasta ne ocupăm de sănătate, făcând un pas înainte și abordând un subiect care este foarte, foarte important și care se numește apa. Asta este darul neprețuit. Să fie așa sau nu. Așa e. Pentru cei care au fost sau au trăit o vreme în Orient, nu este o expresie pe care să nu o înțeleagă, pentru că acolo apa este numită darul lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu. Abordăm această problemă, acest subiect, care este legat de ceva banal, pentru că ce este mai obișnuit decât apa. Abordăm acest subiect tot în legătură cu Sfânta Scriptură, care spune, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Poate că cineva, ascultând abordarea noastră, gândindu-se din ce perspectivă privim lucrurile, ar putea zice, măi, dar voi nu știți decât Biblia. Aș vrea să nu uităm declarația aceasta superbă a lui Kant, care a spus că existența Bibliei ca o carte pentru oameni este cel mai mare beneficiu pe care l-a experimentat vreodată rasa umană. Orice atentat de a o deprecia este o crimă comisă împotriva cui? Împotriva umanității. Cam din de aprofund. Așa este? A exclude Biblia din orice compartiment al vieții noastre este o gafă pe care mai devreme sau mai târziu cu siguranță o vom plăti. Știți cumva câtă apă este pe pământul nostru, care este proporția dintre apă și uscat? 2/3 apă și o treime uscat. Cam de când se știe proporția aceasta? Cam de când, credeți? De când? De când Dumnezeu a pus buhotar apei, dar Biblia scrie de mii de ani că aceasta este proporția între apă și uscat. Dacă este așa de multă apă, totuși vreau să vă spun că este o problemă foarte serioasă cu apa de băut. Poate că la noi nu sesizăm lucrul acesta, dar apa de băut, apa dulce, reprezintă pe glob mai puțin de 0,5% din totalul apei. Aproximativ 97% din apa planetei este sărată, deci nu se poate bea, este apă de mare. Alte 2% sunt blocate sub formă de gheață în calotele polare și în ghețar.
o foarte mică cantitate de apă potabilă. Cu siguranță asta ar trebui să ne dea de gândit, să vedem cam cum folosim apa potabilă. De ce? Pentru că după statisticile efectuate de Organizația Mondială a Sănătății, sunt foarte mulți oameni care suferă din lipsă de apă. Cam câți? 200 ce scrie acolo? 200 de milioane de apă. 200 de milioane suferă din cauza lipsei de apă. Și poate că ați avut ocazia să priviți indignați cum un copil din zonele sărace se aplacă într-o baltă din cărare ca să-și potolească setea. De ce este apa atât de importantă? Apa nu este importantă doar la mașini. Așa este? Apa este importantă și pentru organismul nostru. De fapt, toate procesele fizico-chimice care se desfășoară în organismul nostru, se desfășoară având la bază apa. Iată proporția de apă care există în organismul nostru. Un om matur, 60% apă, un bebe, poate mai mic decât Carina sau Beni sau ceilalți care sunt aici, are 75% apă, iar în creierul nostru se găsește cât apă? 85%. Și vreau să spun un lucru. Când nu dăm apă suficientă organismului, de unde ia? Știți de unde? De unde e mai multă? Pe unde pierdem apa? Pentru că se pierde apă. Din acest motiv, trebuie completat ceea ce se pierde. Prin respirație, prin digestie, salivă și lacrimi, control al temperaturii corpului, contracții musculare, transpirație, perspirație, de asemenea, respirație, rinichi și intestin. Deși rinichiul nostru este un econom de ispravă, reciclează în permanență, totuși pierdem, eliminăm suficientă apă într-o zi. Și apa aceea pe care o eliminăm poate să fie de mare ajutor, pentru că culoarea urinei, vom vedea, este un semnal în legătură cu gradul de hidratare. Când nu bem apă suficientă, apar simptomele de dezhidratare. Care sunt acestea? Le vedem aici. Setea, culoarea închisă a urinei, de asemenea, dureri de cap. Eram la o ocazie de felul acesta undeva la Suceava și un domn, el era patron, s-a ridicat și a zis: domnilor, mă doare capul de ani de zile, dați-mi un remediu. Și am avut inspirația să-i pun o întrebare: domnule, dumneavoastră consumați apă? Și el s-a uitat așa ca și cum ar fi zis: dar nu știi că eu sunt patron? Și s-a exprimat, zice: apa, da, apa nici în papuși nu-i bună. I-am spus: stimate domn, încercați să puneți apa în stomac, în cantitatea care trebuie în fiecare zi și ne mai întâlnim. Peste un an de zile eram exact în aceeași locație. S-a ridicat în fața la 150 de oameni și a dat o mărturie extraordinară în favoarea apei. A zis: ani de zile am suportat o durere extraordinară, am cheltuit bani pe medicamente, m-am dus nu știu la câți medici și nu știam că soluția este atât de simplă și este atât de aproape de mine. Iată alte efecte ale unui consum de apă redus sau insuficient. Organismul se încarcă cu ce? Deșeuri. Cu deșeuri. Toxine. Aceasta este o problemă foarte serioasă. Scade capacitatea de concentrare. Ați experimentat o asemenea situație? Cu siguranță. Apare uitarea. De ce oare? Păi ziceam că toate procesele din organismul nostru se desfășoară având la bază apa. După aceea, moartea neuronală este grăbită. Două celule
deosebit de prețioase avem în organismul nostru, celula hepatică și celula nervoasă. Și ar fi păcat să scurtăm viața celulei nervoase. Scade capacitatea de toleranță la efort și nu am timp să vă povestesc un caz al unei echipe de exploratori care a vrut să cucerească Everestul. În mod clar, lipsa apei scade capacitatea și toleranța la efort. Se accentuează riscul litiazic. Ce este litiaza? Piatră unde? Piatră unde? La rând. Și mai unde? La rizica la rând. Pe care ați dori să o aveți? Dacă bărbații nu știu cum este când naște o femeie, atunci să nu aibă grijă de nimic. În momentul în care un calcul se angajează de una din căi, este dezastru. Și apoi articulațiile au de suferit atunci când nu ne hidratăm corect. Am vizitat recent o familie în nord și unul din copii, de fapt este un tânăr la aproape 30 de ani, mi-a spus, am probleme foarte serioase cu coloana. La mai multe niveluri are probleme cu discurile intervertebrale. Și l-am întrebat ce a zis medicul. Și zice, pe lângă faptul că mi-a pus diagnostic, m-a întrebat dacă beau apă și mi-a spus că probabil cea mai importantă cauză pentru care am ajuns în situația aceasta este faptul că nu m-am hidratat suficient. A venit la noi în sejur o doamnă care era medic în urgențe și a zis, întâlnesc persoane cu insuficiență renală și din ce cauză? Din cauza lipsei cronice de apă, de hidratare. Alte efecte ale insuficienței de apă în organism crește riscul de a contacta infecții cu diferite localizări, grăbește îmbătrânirea biologică, una este vârsta biologică și alta este vârsta reală, este afectată diviziunea celulară, crește frecvența cancerelor cu localizare în special digestivă, apar crizele hemoroidale, pentru că nu uitați, consumul insuficient de apă are de-a face cu constipația, digestia și absorpția vor fi mai dificile și apoi ateroscleroza apare într-un ritm accelerat și precoce. Probabil că toate acestea sunt suficiente argumente ca să ne punem întrebări. Eu am o părere și anume că cea mai elementară dovadă că ne interesează sănătatea este să facem revoluție și în ce direcție? În ce privește consumul de apă. Repet, dovada elementară că ne interesează sănătatea noastră este aceea că vom începe să ne hidratăm corect. Câtă apă trebuie să bem? Întrebarea asta este scrisă mare ca să rămână așa în memoria noastră. Câtă apă trebuie să bem? Cât? 2 ori 4. Depinde de ce depinde? Depinde de greutatea corpului, da? Puteți să apreciați cam 30 de mililitri pe kilogram corp. Cel puțin, între 30 și 50, spun unii. Așa se face cu o persoană care are peste 80 de kilograme, cât trebuie să consume? Să consume mai mult. Dar, în același timp, dacă lucrezi într-un mediu unde temperatura este mai mare, pierd suficientă apă prin transpirație și trebuie să măresc cantitatea. Desigur, lucrul acesta depinde de mai multe aspecte. Dar am putea să stabilim un lucru și anume că trebuie să bem cel puțin cât? Cel puțin 2 litri de apă pe zi. Cel puțin. Cel puțin. Iată ce spun specialiștii. Și anume, că dacă bei 5 pahare, atunci supraviețuiești. Dacă bei 8 pahare, cum te simți? Bine, și ai nevoie de 10 pahare de apă pe zi ca să jubilezi. Credeți asta sau nu? Colegii mei,
îl cunosc pe domnul Neagu din Germania și istoria lui. Dânsul vine două sejururi pe an la Podiș, are 84 sau câți ani? 84 de ani. Penultima dată când a fost, a făcut un lucru, știți ce? A făcut în jurul centrului în fiecare zi câte 100 de ture. O tură în jurul centrului are 200 de metri. Deci câți kilometri a făcut? 20 de kilometri. Și lângă deliciul ăsta și-a permis să mai pună încă altul, să bea câte 4 litri de apă pe zi. Omul este solid, probabil are un metru 85, mai bine. Știți care a fost rezultatul? Când a plecat, ne-am uitat la pielea lui, arăta ca a lui Carina. Ca unui copil. Doamnele, dacă vor să aibă un ten care să arate frumos, prima lor grijă, știți care trebuie să fie? Să se hidrateze suficient. Să se hidrateze suficient. Cum să împărțim apa aceasta? La masă câtă apă trebuie să bea? Niciun pahar. La început, la sfârșit, când s-o bea? Înainte de masă, cu cât timp? Cu cât timp? Jumătate de oră. Cu cel puțin jumătate de oră. Cu cel puțin jumătate de oră. Obișnuiți-vă că atunci când vă treziți, să consumați două pahare de apă. Face extraordinar de bine. Nu trebuie să beți un pahar și imediat al doilea. Beți un pahar, după aceea mai trece puțin timp, beți-l și pe al doilea, dar până la masa de dimineață și mai exact până cu jumătate de oră înainte să fie băute cele două pahare de apă. După aceea, lăsăm după masă să treacă cât timp? Două ore, cel puțin. Din motive pe care n-am să le amintesc acum, pentru că nu este timp, să treacă cel puțin două ore și apoi, în perioada aceasta, până la masa următoare, mai beți încă două, trei pahare de apă și folosind schema aceasta, beți cantitatea de apă necesară pentru fiecare zi. Vreau să întăresc această idee. Se spune că ziua bună se cunoaște de dimineață. Începeți ziua cu două pahare de apă. De unde știm că n-am băut suficientă apă? De unde știm? Păi, sunt niște semnale. Care sunt acestea? Cum? Setea? Setea este semnul că am băut suficient apă sau că n-am băut? Alt semn care ar mai fi? Culoarea urinei, mirosul transpirației. Buzele uscate spun ceva în privința asta? Sigur că da. Vreau să spun însă un lucru. Setea nu este numai decât un indicator despre faptul că am băut suficientă apă. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Setea ce este? Este semnalul de alarmă. Când s-a aprins becul roșu la mașină și îți spune că nu este suficient ulei acolo, tu ce zici? Ah, ce bine, uite ce om gospodar sunt. Becul acela ce vrea să spună? N-ai fost atent, măcar acum, fă. Care este semnul că am băut suficient apă? Semnul că n-am băut suficientă apă este că nu ți-e sete. Dar semnul că am băut suficientă apă, care este? Știți care este? Mulțumesc foarte mult! În fiecare seară, luați sticla de 2 litri, nu pentru două persoane, pentru o persoană, și puneți-o în casă. De ce? Pentru ca până dimineața apa să ajungă mai aproape de temperatura corpului și semnul că s-ar putea să fi băut suficientă apă este dacă uitându-ne la sticlă vedem că s-a golit.
Nu uitați, la cei 2 litri trebuie să adăugați diferența corespunzătoare. Dacă este cazul de kilograme mai multe, trebuie să adăugați ceea ce e necesar în funcție de munca pe care o prestați, de temperatura în care lucrați. O întrebare foarte importantă este ce să bem, apă sau suc? De ce apă și de ce nu sucuri? Sau bere. Sau rachiu. El e un alcool extraordinar. Haideți să ne ocupăm de bere și rachiu. Oamenii de regulă sunt prea grași sau prea slabi? Prea grași. Cum? Unii sunt. Dar dumneavoastră câte kilograme aveți? În plus. Da. 10, cred. 10? Da. Care este greutatea noastră normală? Cât trebuie să fie? Numărul centimetru peste un metru. Ce trece peste un metru în centimetri, atât trebuie să avem un kilogram. Da. Deci dacă am 1,70 m, trebuie să am cel mult 75. 70 de kilograme. Nu 75, 75. Cel mult 70. Să o cotiți, vă rog, să vedeți câți dintre noi avem exces ponderal și vreau să spun în trecere că suntem în frunte la capitolul obezitate copii. Bun. Care este dezavantajul alcoolului? Aici intră și berea, pentru că și berea are alcool. Care este dezavantajul alcoolului din punctul acesta de vedere? Alcoolul ce aduce în organism? Calorii. Ce aduce? Calorii. Calorii goale. Am întrebat pe un domn, era roșu la față, așa, se vedea care e ocupația lui. Și l-am întrebat, stimate domn, dumneavoastră beți? Și eu, nu, eu sunt om chipzuit. Era șeful unei firme. Și zice, da, într-adevăr, îmi permit să servesc câte o sticlă de un litru de vin în fiecare zi acasă, dar nimic mai mult. Un litru de vin. Cam câte calorii are un litru de vin? Cam câte? Cam câte? Haideți să mai coborăm puțin, pentru că alcoolul mai rafinat este, mai concentrat. Cel puțin 700 de calorii. Deci, când tu ai băut o jumătate de litru de vin, deja ți-ai dat jos o masă, masa de seară. Așa este? De ce să nu bem sucurile? Coca-Cola, Fanta, de ce oare? Au euri și coloranți alimentari. Mulțumesc foarte mult. Când bem un pahar de suc din comerț, să fim siguri că avem acolo aromă sintetică, avem colorant sintetic și pe lângă acestea mai avem și 2, 4, 6, 8 lingurițe de zahăr. Ne permite lucrul acesta? Se spune că zahărul este cel mai puternic stresor chimic, ne mai vorbim de celelalte implicații. Apa este extraordinară, are niște avantaje nemaipomenite. Este fără calorii, este neiritantă, când bei un suc, cu siguranță se întâmplă niște lucruri acolo în stomac, se mărește aciditatea, este și acidul fosforic care ne dă de lucru, este neiritantă, este la îndemână și este și ieftină. Socotiți, vă rog, câți bani se duc pe aceste lucruri și nu uitați că în lumea noastră sunt oameni care mor de foame. Aproape avem o oră de când am început. În această oră, pe glob, au murit deja 800 de persoane de foame, dintre care cei mai mulți sunt copii. Ar fi suficient pentru ca ei să fie scoși din această stare, din acest risc, dacă am înțelege să facem economie la lucrurile care nu ajută, ci dimpotrivă sunt dăunătoare pentru sănătatea noastră. Aș vrea să abordez problema apei și dintr-o altă perspectivă, și anume apa în uzul extern.
Poate ați citit despre ceva despre igienă în secolele trecute, pe aici, prin orașele care nu sunt foarte departe de noi, Viena și așa mai departe. Știți la cam, la cât timp se spălau oamenii? Așa se numea dat. Așa? Și au fost perioade când se spălau doar o dată pe an. În mai, iunie, din cauza aceasta, și nunțile se făceau doar în perioada respectivă. Nu mai vorbesc de faptul că pe cap era un mare pericol să te speli, chiar dacă te spălai în rest. Și doamnele din societatea înaltă, ca să mai se pună bine cu paraziții, își făceau niște andrele lungi așa, și care din aur, care din argint, în funcție de câți bani aveau, și mai interveneau pe aici, pe gol. Vremuri aiurea, veți zice, da? Prețuiesc prezența dumneavoastră aici și este semn că vă interesează sănătatea. Nu spun ceea ce urmează pentru dumneavoastră. Dar haideți să dăm mâna să ajutăm pe cei din jurul nostru. Vi s-a întâmplat cumva să luați în mașină un om și să vă gândiți, Doamne, când o să coboare asta? De ce? Era din secolul trecut. Haideți să încercăm să spunem oamenilor lucrurile de care au nevoie, chiar dacă nu este prea comod. Un om trebuie să facă o baie corporală, generală, de câte ori pe an? De câte ori trebuie să facem duș? De câte ori este nevoie. Pentru că transpirația deja este semn că avem nevoie să facem un duș pentru ca toxinele să nu rămână pe pielea noastră. Aici este Alinuța și cu Andrei. Alinuța și cu Andrei, am să-i chem puțin în față. Știți de ce? Ei prezintă un seminar foarte important la Podiș, se cheamă hidroterapie și vreau să ne spuneți doar în câteva cuvinte ce ați recomanda unui om care are o problemă de sănătate, a răcit, de exemplu. Unde să meargă? Ce să facă? Să bea apă. Să bea apă. Mulțumesc. Altceva ce să fac? Sunt câteva lucruri foarte simple și acum, din fericire, avem dușuri. Le recomandăm dușuri alternative. Asta e primul lucru pe care îl putem face atunci când ne simțim puțin slăbiți. Simțim că avem un pic de febră, poate ne curge și nasul. Atunci recomandăm 3 minute în duș, 3 minute apă fierbinte, atât cât suportă. După aceea 30 de secunde apă rece. Face acest... Rece? Cât de rece? Cât de rece? La început, până te obișnuiești, poți să dai treci ușor de la cald, de la rece. Dar vă spun că după ce faceți câteva exerciții, vă obișnuiți cu trecerea mai bruscă. Adică înseamnă să iei pârghia de la robinet și să o dai unde? La mijloc sau unde? Nu, să dai în dreapta de tot. Dreapta total, da? Să fie mai ușor de suportat, puteți să începeți să dați întâi pe mâini, după pe picioare și după aia pe trunchi. Asta e zona cea mai dificilă de suportat. Și să nu dați pe cap, pentru că capul este o zonă mai sensibilă. Mulțumesc! Vreau să vă întreb dacă sunt rezultate în privința aceasta. Păi, cred că Andrei poate să spună cel mai bine. Tatălui e un foarte bun promotor la acest tratament. Și îl recomandă la cei cu care se întâlnește și reușește să învege ceva prietenie, îți recomandă un tratament foarte bun pentru răceală. Dușul alternativ. Și el este de 2 ani face lucrul acesta și dacă în fiecare an avea obiceiul să răcească, au trecut 2 ani și acum spune cu bucurie că n-am mai răcit în acești 2 ani. Sunt rezultate.
Mai am un exemplu. Alina, de când n-ai mai recit? De când știu lucrurile acestea, n-am recit niciodată. Acum 4 ani jumătate, când am ajuns la Pădiști, am avut un semn de răceală și febră. Am făcut atunci și o saună, dar de atunci încoace nu am mai recit. Dar am avut o infecție renală. Vă mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că nu avem un ceas de timp să vă dăm să exemplificați, dar poate va fi o ocazie de felul acesta. Mulțumesc mult. Eram la farmacie, a venit un domn. Se vede, ai curgea nasul, ochii erau inflamați și doamna farmacistă de acolo s-a uitat, ce ați găsit? Păi zice, am răcit și curge nasul. A scris ceva pentru nas și parcă și ochii, dar sigur că da. Și parcă, da, sigur că da. Urgent, 1.200.000. Pe un lucru care se rezolva cu siguranță, foarte ușor, cu câteva serii de dușuri alternative. A fost un domn din București, era ministru, secretar de stat, și la 2 luni după ce am plecat, mi-a dat telefon și zice, încă un lucru pe care l-am învățat la Podiști, care? Zice, eu așa sunt obișnuit să fac baie și dimineața, și eram permanent răcit, nu știam de ce. Acum fac duș rece după baia caldă și nicio problemă, n-am mai avut cu răceala. E greu? Nu. Și vreau să vă spun ceva. Dacă prima dată vi se pare greu, după ce faceți de câteva ori, deja parcă lipsește desertul, dacă n-ai dat pârghia dreapta total și să începe, așa cum a spus Andrei, cu picioarele, cu mâinile și după aceea să termin cu părțile superioare. Vreau să spun ceva, ceea ce spun la oaspeții noștri, la Podiști, și anume că am vizitat în Israel, cred că și unii dintre dumneavoastră, băile romane. Fiecare baie romană avea cel puțin 3 compartimente. Primul era tepidariu, adică intrai acolo într-o cameră cu temperatură un pic mai mare decât afară, ca să te obișnuiești. Stăteai acolo câteva minute, după aceea intrai în caldarium, unde avea loc terapia propriu-zisă, adică băi de aburi, împachetări și așa mai departe. Întotdeauna însă, din baia romană, se ieșea, știți pe unde? Prin frigidarium. Nu uitați lucrul acesta. Din caldarium se iese întotdeauna prin frigidarium. De ce? Recele pune sângele, stimulează circulația, închide porii pielii și în felul acesta pregătim organismul ca să nu se întâmple necazuri. Doar câteva lucruri despre apă. Mă întorc însă la ceea ce s-a stabilit prin statistici, și anume că peste 200 de milioane de oameni suferă din cauza lipsei de apă. Permiteți să vă întreb în seara aceasta, oamenii au și sete spirituală sau numai sete fizică? Și sete spirituală. Ce ziceți? Și sete fizică. Într-una din zile, Domnul Hristos s-a ridicat în picioare înaintea mulțimii și a strigat, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Ați auzit de Kalahari, probabil. Știți ce înseamnă Kalahari? Am scris aici, înseamnă Marea Sete. Acolo setea este, într-adevăr, chinuitoare. Sursele de apă sunt foarte puține. Dar știți ce s-a descoperit? Că la câteva zeci de metri există una din cele mai bogate rezerve de apă potabilă. Și oamenii suferă de sete. Suferă de sete. Dacă însetează cineva, spunea Domnul Hristos, să vină la mine și să bea. Aș vrea să citesc acest cuvânt al Domnului Hristos, care se află aici în Ioan, în capitolul 7, cu versetul 37. În ziua de pe urmă,
care este ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Știți cui s-a adresat Domnul Hristos cu această provocare? Foarte interesant. Acolo se aflau farisei care cunoșteau toată cartea, dogma religioasă. Acolo se aflau vameșii care din punct de vedere lumesc aveau tot ceea ce își doreau, aveau bani suficienți, își puteau permite orice. În mulțimea aceea era reprezentată orice categorie de oameni care a trăit sau trăiește pe acest pământ. Și acestora Domnul Hristos li s-a adresat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. De ce? A spus Sfântul Augustin și a avut mare dreptate: sufletele noastre nu găsesc odihnă decât atunci când se odihnesc în Tine, Doamne. Așa este? Așa este. Stimații mei, pacea sufletului, pacea minții nu le poate da oricine, nu le poate da nimeni din lumea aceasta, ci unul singur. Cine este? Dumnezeu. Cel care s-a ridicat atunci în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Ar fi teribil ca în timp ce curge atâta apă, oamenii să înseteze. Mântuitorul era pe cruce și a strigat, v-am amintit ce a strigat la un moment dat: mie sete. Mie sete. A fost potolită setea lui sau nu? Nu. De ce? De ce? Ce i-au dat să bea? Citiți în Marcu 15 că întâi i-au dat oțet și urmă i-au dat vin. De ce nu fi băut Domnul Hristos? De ce l-a lăsat? Avea nevoie de o minte lucidă. Nu putea el, care l-a inspirat pe Solomon să scrie: nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare. El alunecă ușor pe gât, dar pe urmă ce se va întâmpla? Mușcă ca un șarpe, înțeapă ca un basilic. Și ce urmează acolo? Ochii ți se vă uita după femeile altora. N-am băut și nu știu cum este. Inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării. Nu putea Domnul Hristos, care a inspirat aceste cuvinte în Sfânta Scriptură, să-și permită atenuarea facultăților mentale atunci când era pe cruce. Și vreau să vă spun în seara aceasta că din setea lui dusă până la extrem, ne vine suficientă apă pentru sufletele noastre. Într-una din ocazii, Domnul Hristos a întâlnit-o pe femeia samariteancă. Știți unde s-a dus ea? Ea știe din ce motive și bănuim și noi, mai târziu, să-și potolească setea. Fusese însă de atâtea ori și în atâtea locuri, a încercat atâtea căutări, și setea ei încă era o realitate. Și nu știa că în ziua aceea, la fântâna lui Iacob, avea să întâlnească pe cine? Pe cel care, pentru ca să rupă prejudecățile, i-a zis mai întâi: dă-mi să bea. Și femeia este șocată: cum tu ceri de la mine? Tu ești iudeu, iudeii ne privesc de sus. Și Domnul Hristos îi răspunde în niște cuvinte extraordinare: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat. Are loc dialogul acela foarte interesant. Ea nu înțelege cine este Domnul Hristos și până la urmă îi spune: du-te acasă și cheamă pe bărbatul tău. Și ea ce zice? N-am bărbat.
Și Domnul Hristos îi spune, bine ai zis, pentru că ai avut câți? Și nu ți-a fost. Și în momentul acela, femeia își dă seama că are în față o persoană pe care nu mai întâlnise niciodată. În momentul acela, femeia aude niște cuvinte extraordinare. Oricui va bea din apa aceasta, îi va fi iar sete. Adică din apa pe care venise să o ia din găleata. Dar, oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viață nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el, într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Cât de adânc și despre ce lucruri importante vorbește Domnul Hristos. Aici este intersecția principală din viața femeii. Aici, această femeie, care era pierdută în căutările ei, se întâlnește cu marea șansă a vieții ei. Și minunea s-a produs. A uitat găleata la fântână, uitase pentru ceea ce venise și a plecat. Unde a plecat? Apa aceea se transformase deja în ea într-un izvor care mergea și la ceilalți. În scurte cuvinte, știți ce a spus Domnul Hristos? Femeie, nu-ți mai risipi zilele. Ai făcut-o destul. Nevoia vieții tale este alta. Și aceasta este nevoia lumii de astăzi. Nu uitați ceea ce a spus Sfântul Augustin, sufletele noastre nu găsesc odihnă decât atunci când se odihnesc în tine, Doamne. Stimații mei, bani oricât am avea, diplome oricâte ar fi, case și toate celelalte, acestea nu țin loc de ceea ce este cel mai important lucru în viața noastră. Povesteam astăzi la o doamnă într-o situație de sănătate critică despre ceea ce s-a întâmplat la Focșani, locuiam acolo. Un coleg al meu avea treabă cu un domn, era arhitectul șef al orașului. Acesta i-a dat cartea de vizită și i-a spus, vină la ora cu tare, te aștept. Colegul meu s-a dus, a identificat adresa, s-a uitat bine, a sunat, n-a răspuns nimeni. A încercat, poarta era deschisă. A mers pe alee, s-a apropiat de casă, a strigat, n-a răspuns nimeni, deși ușa era deschisă. S-a apropiat mai mult și prin ușa deschisă a văzut că era deschisă și ușa de la baie. Și acolo era domnul arhitect șef. Nici n-auzea că strigă cineva. Era foarte ocupat. Știți cu ce? Se dădea înapoi cât îi permitea spațiul și pe urmă pornea înainte cu toată viteza și se izbea cu capul de faianța din baie. De ce? Avea omul acesta bani? Avea. Avea poziție socială? Avea. Avea casă? Avea ca nimeni altul. Dar ce nu avea? Nu avea ceea ce este cel mai important. Din cauza aceasta, Domnul Hristos strigă și astăzi pentru oricine vrea să audă. Dacă însetează cineva să vină, unde? La mine și să bea. Când este vorba de setea fizică, oamenii, știți ce fac oamenii? Încearcă să-și opotolească cu altceva. Și oricâte sucuri bei, știți care este efectul? Mai degrabă deshidratare. Setea spirituală poate fi comparată cu această situație. În sufletul oamenilor există sete. Există un gol pe care numai Dumnezeu poate să-l umple. Știți ce fac oamenii? Încearcă surogate. Din perspectiva aceasta, Biblia pune o întrebare aici și întrebarea aceasta este foarte importantă. Se află în Isaia, în capitolul 55, cu versetul 1. Voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, să vină. Pentru că la el apa este gratuită. Și întrebarea la care mă refeream este,
De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pe ceva care nu satură? O lume întreagă este angajată în căutarea fericirii. Și fericirea parcă devine din ce în ce o himeră, ceva utopic pe care să nu mai ajungi. Dar fericirea se găsește unde? Spunea Augustin. Ne găsim odihna în Cel care ne-o poate oferi doar. Era o seară de marți. Începuse jurul de două zile. Și în recepție au apărut trei persoane. Pentru că eram în preajmă, m-am dus la ele și am întrebat, vă ajutăm cu ceva? Era un domn înalt, unul mai scund și o doamnă, la vreo 40 ceva de ani, era îmbrăcată sumar, era în stare de ebrietate. Și domnul mai înalt a zis, am venit la dumneavoastră să o lăsăm pe doamna. Și ca și cum nu se vedea care era problema ei, am întrebat, dar pentru ce motiv? Și el a zis, doamna este alcoolică. I-am spus, nu, acesta este profilul clinicii noastre. Și am întrebat, cine v-a trimis la noi? Veneau din alt județ. Și el a zis, ne-a trimis prefectul. Era o poveste care deja mi se părea interesantă. Și am întrebat, dar dumnealui cine este? Am întrebat de bărbatul mai scund și zice, dumnealui este soțul ei, acum sunt în divorț, din cauza că nu se înțeleg. Dumnealui este șeful administrației financiare. Și am mai întrebat, dumneei ce lucrează? Și răspunsul a fost tot unul interesant. A zis, dumneei este inspector la siguranța alimentară. Am întrebat medicul care era în centru ce să facem. Mi-a spus, zice, oamenii aceștia când intră în sevraj poți să-i găsești și pe acoperiș. Mă gândeam însă unde să-i trimiți, pentru că ei mai fuseseră. Am rugat să se facă curățenie în corpul celălalt, când nu erau locuri. Domnii au plecat, i-au luat țigările, pentru că și fuma. Ea mai avea însă ascunse acolo. Câteva ore din noapte a stat și a fumat pe balcon, nu știa că nu se fumează. La un moment dat a ieșit din cameră și umbla prin sala de mese, cineva a întrebat-o ce căutați. I-a zis, m-au lăsat niște oameni, nici nu știu pe unde să ies. Vă dați seama ce stare era. Dimineața am invitat-o să vorbesc cu dumneai. Era așa de jenată că nu îndrăznea să-i face ochii din pământ. Și am întrebat-o, stimată doamnă, de când aveți probleme cu alcoolul? Și a zis, acum 4 ani, când mi-am susținut teza de doctorat, mi-am permis și am luat o ceașcă de alcool. Și de atunci, viața mea a pornit pe o pantă pe care nu mai pot controla. Și am mai pus încă 2 întrebări. Stimată doamnă, știți că Dumnezeu vă iubește și că vrea să vă ierte? Știți care a fost reacția ei? A izbucnit într-un plâns și a zis, până când să mă mai ierte? Mi-am dat seama că Dumnezeu lucra în inima ei și Duhul lui Dumnezeu mustra. Ne-am rugat pentru că rugăciunea poate face ceea ce omenește. Nu sunt șanse să faci.
Și Dumnezeu a făcut niște minuni în viața acestei ființe. A părăsit alcool, a părăsit cafea, a părăsit țigările. Și foarte interesant, fără să facă sevraj, cred că aceasta a fost o intervenție specială din partea lui Dumnezeu. Peste o săptămână și mai bine a trebuit să plecăm până în afara țării. Mulțumesc foarte mult! Și am vrut să discut cu dumneai ei. Am chemat-o. Dumnezeu îi pusese o sete în suflet, dar nu pe alcool. Știți după ce? După apa adevărată, după apa vie. În câteva zile știa atâtea lucruri din Sfânta Scriptură, că atunci am înțeles ceea ce spunea un autor, și anume că la un moment dat unii vor învăța în luni de zile ceea ce altora le-a trebuit nu știu cât. Punea niște întrebări, parcă era deja la un institut teologic. Și atunci, în ultima ocazie, am întrebat-o, vreți să mai stați? Și a zis, aș vrea să mai stau ca să consolidez ceea ce am câștigat. Și am invitat-o, vreau acum să ne rugăm din nou, ca Dumnezeu să vă ajute. Și i-am spus, de data aceasta, vreau să vă rugați și dumneavoastră. Și a zis, eu nu sunt obișnuită să mă rog. Mulți își imaginează că rugăciunea trebuie să fie spusă în versuri, cu rimă și... Dar rugăciunea ce înseamnă? Înseamnă să-i spui lui Dumnezeu în mod simplu ceea ce este nevoia ta. Când Petru s-a fundat, ce a zis? Atât, Doamne, scapă-mă! Nici n-avea timp de filozofie. L-a scăpat Domnul? L-a scăpat. Vreau să vă spun că în ziua aceea am auzit una din cele mai frumoase rugăciuni. Știți cum s-a rugat doamna aceea? Zice, Doamne, în primul rând, îți cer iertare pentru că sunt atât de stângaci în a-mi exprima gândurile, dar nu sunt obișnuită. Vorbea așa ca cu un om. Și în al doilea rând, îți mulțumesc așa de mult că ai condus pașii mei aici pentru ca viața mea să fie schimbată. În seara aceasta, vreau să spun un lucru, valabil pentru dumneavoastră și pentru mine. Oricine ai fi, nevoia fundamentală a sufletului tău este clară. Ea este după Hristos. Ea este după apa vieții. Și dacă vom încerca să împlinim aceste nevoi pe alte căi, în puțuri crăpate, cum spune Scriptura, atunci niciodată nu vom ajunge să avem liniștea de care avem nevoie, să avem echilibru sufletesc, să avem acea bucurie pe care numai Hristos poate să o dea. Sfânta Scriptură are pe ultima ei pagină această invitație, care e valabilă pentru mine și pentru noi toți în seara aceasta. Vino! Și celui ce este sete să vină și cine vrea să ia apa vieții fără plată. Ce să facă? Să vină. La cine? La cine să vină? Noi obișnuim să ne certăm pentru religia noastră. Veniți la noi, noi avem adevărul. Ce ai tu? Adevărul? Cine are adevărul? Cine are apa vieții? Căutați-L pe Hristos. Și aceasta este problema mea în fiecare zi și problema dumneavoastră în fiecare zi. Să ne apropiem de El și apoi nevoile profunde ale sufletului nostru își vor găsi un răspuns. Dumnezeu să ne ajute în această direcție.